Multitask, Perneș a câștigat un date cu Sabrina. Bună dimineața! Hai că ți-am făcut cafea. Hai că n-ai ceva de trăsit, că ai câștigat. Hai, bine mea, că ai ofer la dispoziție să ne pregătim. Nu, hai, mami, că n-am ce face. N-am să fie. Nu-mi interesează, nu-mi să fie. Doamne, tu ești la bucă. Și ce vreți să faci? Și vina mea. După minute bune de insistențe, Perneș s-a dat bătut. Un mesaj pentru producție se poate? Să dacă nu s-a trezit, atunci să mă duc cu Sese. Nu știu de ce nu a vrut să vină. Probabil că era obosită, probabil că nu avea chef să iasă. Nu vrei? Nu! Dar ce vrei să faci? E bun. Nu să vorbesc de altcumva, lasă-mă de eu singur. Probabil că somnul e mult mai important. I don't know, but I don't care. Ai cafea afară, nu trebuie să vii. E cu lapte, nu trebuie să vii, o să mă duc cu Sese. Stai și dormi, bine? Sese, ce faci? Hai, frăcătică, vii cu mine la date. Hai, mă. De ce nu vii? Păi nici tu nu vrei să vii. Să moră dacă nu mă duc singur. Deci vreau să mă duc singur la acest date, pe bune. Clar, dacă va fi cazul să aleg tot și din casă să ieși la date, pentru că de acum încolo să ieși la date la fiecare date pe care le câștig. Bă, Sese, hai, te rog cu mine. Pe bune, că mă, nu, asta e, mi-a făcut figur și nu vrea să vină și vreau să mă duc cu tine. Și unde era de pictura? Ce-s pictura? Bă, pe bune. Vii? Bă, vii sau nu vii? Da. Nu, hai, îmbracă-te. Ete că o să ieși și fără ea de acum încolo. Mersi pentru plimbare, nebunule. M-ai scos în oraș. Ce ciudai. Eu dacă ies în oraș trebuie să mă scos și la restaurant. Bă, Sese, deci fii atent. Ia. De ce te-am ales și te-am adus? Ca să înțelegi. Ești cel mai frumos din casă, știu. Hai, trebuie să ne proiectăm nevasta, da? Proiectăm? Da, gen, o desenăm frumos. Dar eu, măi, nu mai trebuie să proiectez. Ce ai tu? Nevastă. Nu ai. Ba da. Ce crezi că am pus cu pele tine? Să trec pe Seserman. Sau ai trecut tu pe... N-a fost un date, a fost o ieșire cu un prieten. Deci până la urmă unde mă aduci? Știam că lui Sese îi place să deseneze, să picteze, să creeze și am zis că de ce nu. Bună! Bună! Bine ați venit! Îmi pare bine să vă cunosc, eu sunt Ștefania Bană. Eu sunt Sese. Și astăzi vreau să mă de mine. Să ne măzgălim, doamne! Perneș a insistat foarte mult să meargă Sabrina cu el. Te vreau să te întrebi, Sese, poate tu știi. Yeah. Aici vin și ăștia care înainte divorțează. Eu n-aș refuza niciun date, nici dacă mă scoate în curte. Păi nu, aici îți pui toate frustrările. Contează persoana de lângă mine. Dacă ai nevoie de ajutor, spune. Am, dar nu vreau să cer. Tipic masculin. Mă fac că n-am auzit. Mă bucur că m-a ales Perneș pe mine. Chiar mă bucur. Dacă v-ați pregătit planșa acum, am auzit ceva de plajă la tine, da? Da, plajă fac și eu. Bine, vreau să vă pregătesc culorile întâi. Eu galben. Eu roșu. Eu pun soarele, mă, mai bunule. Păi și tu cum faci plajă fără soare? Cu lună. Și canăm unul pe altul, facem glumițe. Nu sunt un supărător. Hai, bine, el e mai supărător. Caracate, ce? Nu, no, aici e zvanul. Nu, stai că te cer, nu zvanul. Știu că o să te super când auzi asta. Așa, te pierzi în culori. Da, te pierzi în culori. Cum te pierzi tu în ochii iubitei tale. Mamă, dacă știi cum mă pierd. Nu mai mă găsesc câteodată. Deci chiar dacă e la o pictură, nu mă așteptam să mă discuție între bărbați la pictură, dar uite că am făcut-o și pe asta. Îți dai seama dacă mă vede profesor de desen de școală? M-am simțit ca la școală, cu doamna profesoară. Haideți copii, azi e ora de desen. Desenam stema stele și gata. Atât era tot ce făceai? 10 și îmi făcea și temele la matematică. Dar lasă-mă să copiez, nu mână așa. Ai zis că nu te interesează. Și că sunt de la mireasa să ne căsătorim, da? Da, eu fac desenul acesta pentru iubita mea, dacă te mai scos. Și eu pentru iubita mea, care și acum doarme, cu siguranță. Măi, nu știu dacă e supărată sau nu, dar chiar nu-mi pasă. E obosită, săraca. Să l-a fost la muncă. Eu am făcut tot ce nu de mine ca să fie lucrurile ok. M-am dus frumos, am trezit, am pregătit cafeluța. Am văzut la Michelul, am trebuit așa făcut. Un pictor a fost, să nu știi. Da, da.
Nu boxior, nu, nu, nu. Aha, așa, așa, așa. Diferență dacă ești cu iubita mea și ești cu un băiat, clar, nu e mai tensiunea aia. Așa, și mișcarea foarte lentă. Ca și cum ai fi un dirijor. Așa, minunat. Ca și cum a dirijat-o pe Sabrina. Acum așa dirijat pe Sabrina. Măi, am ținut loc Sabrina, dar pupăturile și ținerile de mână cu pipăială au rămas tot Sabrina. I-am zis să abțin până în casă. Astfel naibii de desen și spune despre nevastă ce faci când ești de aici, de ce nu trebuie. Păi ce faci tu cu nevastă acolo? Păi, uite, mă plimb pe plajă cu ea. Sau tu îl faci pisese cu Giovanna acolo. Fără pupături, fără mângâieri, asta le primești acasă. Nu de la mine, de la Sabrina. La unde mă duc vacanță? Eu până știu ce fac. O ies din casă și o las să dorm o lună. Eu înțeleg că ea și înțeleg circunstanțele pentru că cumva nu-i plac deiturile astea. Nu-i plac efectiv graba, nu-i plac să trească dimineața. Doar că compromisurile se fac în relație. Și? Eu mă duc în vacanță. Singur? Singur. Vezi că pe mine nu mai poți mâine. Anumite acțiuni ale ei, anumite vorbe, anumite gesturi sau momente îmi pus în întrebare. Uneori chiar semne de exclamare. Mai faci ceva, nu știu. Fă-o pe Giovanna. Făcut casă, dar tu nicăieri cu ea. Eu sunt casă, fac sex. Ce sex nu faci casă? Nu contează locul, contează persoana. Ai dreptate, dar când îți cade tavanul în cap, nu știu dacă mai contează persoana. Păi eu îmi imaginez că voi petrece timpul cu Giovanna, plimbându-ne pe plajă, făcând spor pe plajă. Singing in the sycamore tree. Multă iubire. Vă dorești vouă. Dar cum crezi că o să fie după ce ieși la un pe bune? Foarte frumos. Te poți să zici doar atâta cum zici. Mă duc unde vrea inima ei. Bravo, vezi? Și așa am zis și eu până să mă trezesc dimineața. Păi cred că da, schimbăm puțin foaia și cumva o să trec și pentru mine, pentru că mi se pare că nu am mai făcut lucrul ăsta și dacă ea nu vrea să iasă la un date, hai că nu ieșim. Ba, uite că o să ies la fiecare date pe care o să câștig. Și mamă, dacă nu ne câștig pe toate de acum încolo. Oare ce face iubita mea acum? Nu știu, a mea cred că încă doarme. Ce cu tine, mă, trează, deja gătești pentru iubitul ei drag. A mea, mă, nu vorbesc. Da. Refuzul, modul ei de a comunica cu mine, modul în care am interacționat dimineața, toate lucrurile astea. Cu roșu albastru. E clar că nu o să mă căsesc prin cine, pentru că nu mai vreau eu. Ce mă, celălalt? Hai, voi! Simba! Și o să mai sta și cu altcineva dacă nu vrea. Da, acolo s-au simțit bine, tensiunea însă se era la Perneș. Ai spus o chestie pe care nu o să o discutăm acum, o să o discutăm după ce vedem materialul cu revenirea în casă. E altă atmosferă la date-ul cu un băiat, cu logodnica mea e tensiune. No. Stai că mi-am notat, fii atent, că mi-am notat special, fii atent, poate am făcut o parafrază. Nu mai e tensiunea aia, ai da, spus. Da, am zis nu mai e tensiunea aia, după care am râs și am glumit și am zis nu, am spus. Bine, lasă așa cum spui tu. Și aș reține și o replică a lui Sese, cumva cu bătaie la Sabrina o duc eu, dar eu duc bătaia la Sabrina. Eu
Merg la date oriunde, oricând, chiar și în curte. Dacă merg cu iubita mea. Da, m-a întrebat dacă aș refuza vreodată și am zis că nu. N-aș refuza. În principiu, cam asta este definiția unui cuplu, că te duci cu persoana iubită oriunde, oricând, chiar și în curte, pentru că orice îți face plăcere atunci când ești cu omul pe care